Salut! Sunt Aniela și ești la emisiunea Ascendent. Îți place să fii în centrul atenției și să influențezi pe alții? Vrei să arăți bine și să lași impresie bună? Atunci cu siguranță vrei să fii un model pentru alții. Ei bine, tocmai despre acest subiect vrem să vorbim astăzi. Modelele. Cum ne influențează sau cum influențăm noi pe alții? Într-o lume în care ni se oferă eroi peste noapte, cum putem ști dacă am ales modelul potrivit? E bine sau e greșit să avem modele? Multe întrebări la care vom încerca să răspundem cu ajutorul invitaților mei. Să vi prezint. Bogdan, primul nostru invitat, bine ai venit în emisiune. Este soț, tată, consilier într-o organizație ce se ocupă cu tinerii în special, pasionat de pescuit, pasionat de motociclism, are un vis îndrăzneț, acela de a ajunge la un moment dat în Hawaii. Lili, cea de-a doua invitată în emisiunea noastră, bine ai venit, Lili. Este asistentă medicală, iubește copiii și visul ei se leagă chiar de copii, acela că își dorește două fetițe, să ți se îndeplinească. Sami, cel de-al treilea invitat în emisiunea noastră, bine ai venit, Sami. Sami este student la multimedia, pasionat de muzică, de fulgere, ciudată pasiune. Visul lui este acela de a lucra într-un program flexibil. Astăzi discutăm despre modele, așa cum spune și tema emisiunii. Haideți să vedem totuși ce este un model și care este rolul unui model în viața unui tânăr. Și am să încep cu Bogdan. Este o temă foarte interesantă și este un cuvânt atât de obișnuit pentru noi încât parcă nici nu trebuie o definiție, adică un model este un model, dar cred că un model poate să fie un exemplu, în primul rând, un exemplu pozitiv sau negativ. Și de asemenea mă gândesc poate la o pictură, eu știu, sunt picturi celebre care au fost copiate de anumiți chiar falsori și ei au avut un model și cred că câteodată copia și poate chiar mai bună sau a fost mai reușită decât modelul original. Deci, un exemplu sau un original. Lili, ce înseamnă pentru tine un model? Ce rol a avut un model în viața ta, în dezvoltarea ta? Da, când mă gândesc la un model, mă gândesc că trebuie să fie o persoană cu influență. Cel puțin în viața mea pot să spun că am avut câteva persoane care au fost ca un model pentru mine. Nu neapărat că le-am copiat, ci au știut să aprecieze în mine lucrurile bune. Au știut să-mi dea valoare, au știut să mă susțin atunci când am avut nevoie și, eu știu, într-un cuvânt, o persoană cu influență. Asta cred eu că înseamnă un model pozitiv. Sami, hai să vedem care ar fi trăsăturile unui model. Cred că un lucru foarte important pentru un model e să aibă caracter și un caracter bun. Acum, dacă mă uit la modelul meu, mi-ar place să fie sincer, să fie aproape de mine. Când mă gândesc la un model, nu mă gândesc neapărat la un star de la televizor sau la cineva departe de mine, ci mă gândesc la o persoană care e lângă mine și care mă înțelege, care mă ajută. Și cred că, cum am zis, e important să aibă un caracter foarte bun pe care să mi-l însușesc și eu. Am înțeles ce înseamnă un model, dar haideți să vedem de ce ne alegem modele în viață. Înainte însă de a răspunde voi la această întrebare, să urmărim materialul următor. În funcție de ce ar trebui un om să-și aleagă un model în viață? După modul de viață, după stilul pe care îl abordează. În funcție de ceea ce crede, de concepția lui, nu? Despre ce concepția lui, despre frumos, despre bine. E vorba de dacă are principii sau nu are. Tatăl-mi model în viață, de exemplu. Da? Și în timp mi-am dat seama că ca el aș vrea să ajung. De ce? Pentru că e un om de succes în carieră și un om devotat pe plan familial. Dacă ne gândim la palierele de unde ți alegi modele, ar trebui să pornim din casă, nu? Aia înseamnă în primul rând familie. Ce fel de model mai e familia în societatea de astăzi?
ce fel de model, adică ajunge un model teoretic. Virtualitatea, de fapt, e punctul de bază sau, dacă vrei, placa turnantă a societății noastre de astăzi. Avem platforme virtuale mediatice, de acolo poți să-ți iei ce vrei. Bântui pe internet să-ți găsești un model, bântui pe internet să-ți găsești un prieten, să-ți găsești sufletul pereche, ghilimele de rigoare, tot pe internet. Și de fapt, găsești, cauți modele într-o zonă care e a decorporării, cum zice McLuhan. Problema asta este a relativismului. Cred că chiar și opțiunea pentru model devine o problemă de relativitate. Cum te influențează pe tine modelul tău în viață? Eu zic că în sens destul de bun, până acum. Păi încerc să-l copiezi, nu, dacă e modelul tău? Niciodată să nu copiezi un model. Cel mai simplu să ți-l formezi tu singur. Aș dori să devin ca el. Ai un cel pentru care să lupți. Iei ce-i bun de la el. Cum te influențează un model? Păi mă ajută. Mă sfătuiesc cu el în general. Fără să vrei, nu, cauți cumva să gândești ce face respectivul model, să înțelegi conduita și dacă ești de acord, să limiți sau invers. Să nu accepți ceea ce face el. Rolul modelului este, în primul rând, un rol formator pentru tine. Nu te poți forma în afara unui model. Și apoi este în același timp garant de echilibru. Media este una dintre sursele care propun modele. Și propun modele absolut intempestiv și absolut fără niciun fel de criterii, la urma urmei, decât ceea ce înseamnă excelență sau, știu eu, apariții cât se poate de fulgurante și de luminoase, într-un anumit sens. Dar se sting foarte repede. Cred că cel mai important lucru ca și criteriu este să fie în ceea ce spuneam ca perenitate. Un model are putere de verificare dincolo de timp sau dincolo de mode. Am revenit în platou la discuția noastră despre modele. Este important să ne alegem modele? Lili, ce părere ai? Mă gândesc la tinerii din ziua de astăzi. Au tendința de a copia, de a vedea un star la televizor, de a vedea chiar un sportiv, de a vedea o personalitate publică, un politician și încearcă să copieze și să devină ca acea persoană. Și acesta cred că este un model greșit. Ei nu au de unde să știe cum este într-adevăr persoana respectivă, doar ce se vede în exterior, doar ce spun ziarele, ce spun revistele, ce se spune la televizor și nu cred că este bine. Dar sunt modele pe care chiar poți să le urmezi. Mă gândesc la un mentor, o persoană care să fie lângă tine și care într-adevăr să aibă calitățile pe care trebuie să le aibă un model. Sami, cum îți alegi tu un model? Sau cum ți-ai ales? Bănui că până la vârsta asta ai avut deja un model după care, la care te-ai uitat și ai încercat nu neapărat să copiezi, cum zicea și Lili, dar care să te influențeze. Cum ți-ai ales modelul? Mă uit la persoana respectivă cu admirație și vreau să ajung ca ea. Dar nu știu care ar fi exact criteriile care aș putea să zică așa îmi aleg un model după șabloanele astea. Pur și simplu, de o persoană îți place, îți place cum gândește, îți place cum e și te uiți la ea așa cu admirație și vrei să fii și tu la fel. De asta zic că nu cred că există un șablon după care zici acum îmi aleg un model. Deci, sau mâine eu mă duc și caut un model. Cred că în timp cred că ține de tipul tău de om, de individ. Da, și de multe ori cred că nu este o alegere conștientă. Deci fiecare stă și spune gata, de mâine mi-aleg un model și ies afară și încep să mă uit pe stradă. Începe cu fiecare, cred că, din familiile noastre și fiecare dintre noi, fiind ființe umane, avem niște nevoi și între care, eu știu, cele mai evidente sunt de dragoste, de acceptare și evident, pentru majoritatea dintre noi, cred că modelele încep cu părinții noștri. Și de-aia spun, pentru atunci când suntem mici, nu suntem conștienți că ei sunt niște modele, dar este interesant cum chiar la vârste, eu știu, de la 30 sau 40 de ani, facem niște lucruri care întârziind că le făceau și părinții noștri și atunci pentru mine s-a întâmplat și chiar am fost oarecum surprins. Deci a fost un model involuntar. Da. Ce modele au tinerii din ziua de astăzi, generația de astăzi? Ce ne oferă societatea, Lili?
Societatea ne oferă, ce am spus, și adineauri. Ne oferă actori, ne oferă cântăreți, ne oferă sportivi, ne oferă politicieni. Astea sunt modelele pe care societatea le oferă, dar nu știu dacă într-adevăr se poate vorbi aici despre o adevărată influență. Mă gândesc că influența este un proces, nu se întâmplă instantaneu. Haideți să vedem pentru băieți ce înseamnă a fi un model. Adică luați ca un model o persoană care are succes, care are bani, care e super bine văzut? Pentru mine este foarte important ca în viață, deci eu personal, să am un etalon. Și atunci când văd niște tendințe în societate, vreau să văd și mă interesează să văd cine este și în spatele acestor tendințe, cei care încearcă să inoculeze aceste standarde, ca să le numim așa, în modă sau, știu, prin actori sau oameni politici. Și atunci, prin aceste, eu știu, și valori care le propagă, eu le compar cu standardul pe care l-am eu. Și atunci pot să-mi fac o idee dacă este un model bun sau pozitiv, respectiv, sau un model negativ. Eu cred că este important. Fiecare avem modele în viață și probabil că toată viața vom avea modele. Mai ales fiecare cred că avem nevoie de niște oameni care poate au câțiva pași înaintea noastră pe drumul acesta al vieții, pentru că avem de învățat de la înaintașii noștri, chiar de la bunici sau de la profesori pe care am avut. Și vis-a-vis de întrebarea ta, eu nu consider că este ceva greșit în faptul de a avea bani sau... Deci pot să fie modele din orice categorie socială și orice condiție. Numai că trebuie... Deci pentru mine de-aia am spus că este important să am un standard și atunci... Să faci o anumită selecție. Exact. Și atunci pot să știu cam unde se încadrează. Vorbeați mai înainte de actori, de ceea ce ni se prezintă la televizor. Cum ați putea comenta ideea de reclamă? Ni se prezintă la televizor tot felul de reclame. Cumperi deodorantul respectiv, ești liber, ești cel mai bine văzut. Mănânci mâncarea respectivă, ești un model. Cum comentați ideea asta, Lili? Eu cred că e o simplă amăgire. Cu siguranță nu vei deveni mai frumoasă dacă îți vei cumpăra o cremă super scumpă, nu vei deveni mai siluetă dacă vei mânca doar iaurturi fără grăsimi. Cu siguranță... Oamenii sau companiile vor să vândă niște produse și atunci ei sunt dispuși să exagereze foarte mult sau chiar să mintă pentru a-și vinde aceste produse. Și este interesant că de multe ori, deci targetul lor sau ținta lor, sunt tocmai tineri, adolescenții. Deci spre ei merg toate aceste bombardamente cu reclamele. Să pregătesc, ne spună ceva. Nu cred că reclamele sunt greșite. Vor să te facă să te simți că ai nevoie de produsul ăla, că ești fără el, cum ai zis, nu ești nimic sau nu ești inteligent sau nu ești frumos. Sami, spuneai ceva mai devreme, că îți alegi modelul în funcție de cum ești tu. Asta înseamnă că nu modelul te influențează pe tine, ci pur și simplu ți-ai ales persoana respectivă drept model pentru că așa e și nu mai vrei să schimbi sau nu mai ai nimic de schimbat în tine? Vrem sau nu să recunoaștem, suntem influențați de cei din jurul nostru. Deci suntem influențați de modele? Vrem sau nu să recunoaștem, suntem categorii, influențați. Da, eu spun că da. Știți că se zice că 70% ești influența celor din jur. Deci vrem sau nu să recunoaștem, suntem influențați. Cum dăm noi voie la ceilalți să... ne influențeze, depinde de ceea ce suntem, depinde de sistemul nostru de valori, de principiile după care ne trăim viața, depinde de foarte multe lucruri, și de educație, pot să zic că... Sau de imaginea de sine, adică acea părere pe care avem noi despre noi înșine. Deci să înțelegem că a avea un model e un lucru bun, nu e un lucru negativ. Totuși, cum putem selecta ce fel de modele ne alegem? Dacă modelul pe care noi l-am acceptat în viață ne va influența pozitiv sau negativ? Lili, cum ți-ai testat tu, să zicem, modelul? Primul model pe care eu l-am avut și care m-a influențat a fost învățătoarea pe care am avut-o în clasele primare. Și o bună bucată de vreme îmi doream să devin învățătoare. Eu doream să copiez. Am ajuns la concluzia asta în perioada liceului și mi-am dat seama că nu e bine. Și am încercat să mă schimb și să pur și simplu să văd ce trebuie să devin în viață și am devenit ceea ce într-adevăr am vrut să devin în viață și asta pot să-i mulțumesc modelului pe care l-am ales și care încă de aproximativ 10 ani de zile este un om cu influență pentru mine. Este o persoană demnă de caracter, asta m-a făcut să-l aleg în parte, o persoană demnă de respect, o persoană cu o reputație bună, o persoană care pe tot parcursul celor 10 ani nu pot să zic că m-a dezamăgit de foarte multe ori, cu toate că suntem oameni și
dezamăgim la rândul nostru și am fost dezamăgiți. La un moment dat în viață, noi putem fi modele pentru alții, noi putem influența. Cum vedem, ce fel de influență avem noi asupra celorlalți? Poate întrebarea asta ar putea să răspundă o persoană din cercul meu de prieteni mai mult decât mine. Bogdan, hai să vedem la tine. Cred că ai fost până la vârsta asta un model pentru cineva. Ai observat ce fel de influență ai avut asupra celor din jur ca model? De multe ori am fost surprins de să aud de elevi, pentru că foarte mult interacționez cu elevi de liceu, sau diferite comentarii care nu mi-au fost mie adresate direct, dar spuse altora, și am fost surprins pentru că de multe ori nici mi-am adus aminte ce am făcut sau ce le-am spus, dar este interesant cum ei se uită după modele și la vârsta aceasta, deci fiind adolescenți, caută modele deci într-un mod destul de intens. Încerc să expun la niște lucruri sau chiar îi expun la viața mea de familie, pentru că mă simt un om, eu știu, destul de norocos, cum ar spune alții, pentru că am o soție extraordinară și o familie foarte frumoasă, niște copii deosebiți, și atunci îmi dau seama și știu că mulți elevi cu care eu intru în contact provin din familii dezmembrate, și atunci încerc să îi expun, ca să spun așa, la un mediu de familie sănătos și să le dau oarecum speranță și încredere că este posibil. Model și pozitiv. Da, și atunci marea de modele. Și nu este ceva foarte complicat, deci poate invii la o masă sau doar să vadă cum interacționăm ca familie. Ce facem când ne dezamăgește modelul nostru? Renunțăm la acel model, plecăm sau le eliminăm din viața noastră, Sami? Cred că trebuie să fim realiști. Nimeni nu e perfect și ei dezamăgesc, dar în același timp trebuie să ne gândim și că și noi dezamăgim. Și atunci, nu cred că pot să cer la cineva să fie perfect dacă eu nu sunt perfect ca persoană, chiar dacă e modelul meu. Nu știu dacă soluția cea mai bună e, când modelul te dezamăgește, să te duci repede, să fugi în altă parte și să cauți un model mai bun. Fiindcă nu știu dacă o să îți ofere stabilitate lucrul acesta. De fiecare dată când greșește cineva, eu plec în altă parte. De asta este foarte bine că folosim acest termen de model și nu de idol, pentru că atunci dacă acest model ar deveni un idol, ar interveni această dezamăgire de care tu spuneai. Și de asta e bine să avem în minte, deci avem modele. Bogdan, ai amintit ideea de idol. Cum putem face diferența între idol și model? Un model este model atâta timp cât noi ne uităm la el și suntem dispuși să învățăm acele lucruri, în special din punctul meu de vedere, pozitive. Și un idol este atunci când, cum spunea și Lily, îl copiem, poate chiar în totalitate, mă gândesc. Și atunci este, cred că, și ceva legat de atitudinea pe care o avem, mai ales poate emoțional sau atitudinea inimii noastre. Și este foarte important, de asemenea, să avem noțiunea de imagine de sine. Deci noi să fim foarte bine ancorați în niște valori și să fim conștienți cine suntem noi și de valoarea noastră. Și asta cred că ne va ajuta să rămânem în limitele modelului și să nu cădem în capcana idolatriei, care are și aspecte negative. De exemplu, cred că poate să ducă la un sentiment de inferioritate dacă nu ne putem ridica la nivelul acelui idol. Poate idolul, deci dacă ajungem să avem acești astfel de idol, și mă gândesc chiar poate staruri sau, știu, Michael Jackson. Mi-am aminte că în România, cum leșinau fetele acolo în timpul concertului, și poate creează fel de sentimente, chiar de inferioritate, sau nu putem să fim așa de popular ca acel idol. Putem spune că un idol aduce foarte multă influență negativă, în schimb un model aduce multă influență pozitivă în viața noastră? Da, și cred că un idol poate ce aduce în plus este o presiune extraordinară. Deci dacă nu ești ca el, înseamnă că poate ești un nimic sau ești un ratat. Ceea ce un model, cum spunea Lily, scoate valoarea din tine? Și te zidește, poate. Deci te crește. Da, te crește, efectiv. Vezi că îți dă valoare și te ajută să te ridici la adevărata ta valoare. Înainte de a continua discuția noastră vis-a-vis de modele, să urmărim materialele următoare. În domeniul ăsta, deci modelul, în primul rând, trebuie să fie uman. Pentru că trebuie să mă facă să mă apropii de el. Și să mi se pară aproape, în așa fel încât să pot să-l ating. Deci să mă facă să-l doresc. Și de aici începe drumul devenirii întru. Îmi place, îl doresc, e același mecanism. Și încerc să intru în pielea personajului, să întrupez sau să incorporez în primă fază personajul respectiv. Aia înseamnă topica lui, aia înseamnă observare foarte atentă a caracterului, în primul rând. Și a ceea ce este. Dar vezi, aici se întâmplă o problemă. Modelele de astăzi
schițează mai mult forma de afară și caracterul nu prea există. Deci tocmai aici e problema disfuncției modelului eroului. Orice poate fi luat ca și model. Poți să-ți iei un tip de genul Schumacher, Formula 1, dacă îți place viteza. Poți să-ți iei un model din lumea basketului. Sau poți să-ți iei oameni care nici măcar n-au familie sau nu reprezintă ceva. Care e problema? Problema este ce să alegi, nu cum să alegi. Pentru că criteriul cum presupune anumită adâncime a căutării și criterii serioase de evaluare. Cele mai atrăgătoare modele de eroi sunt eroi care au succes. Nimeni nu vrea să fie un loser, așa cum se spune acum. Și toată ideologia modelului ține de învingător. Automat nu e ceva pașnic în lucrul ăsta. E o luptă, e o devenire. Și un erou candid ca, să zicem, Socrate sau ca Iisus Hristos devine mai puțin interesant. Credeți că putem să-L considerăm pe Dumnezeu sau pe Domnul Iisus un model? Da, din mai multe puncte de vedere, da. Moral și felul lui de a gândi din punct de vedere al religiei. Cel mai frumos model pe care trebuie să-L urmăm, da. Ar putea fi un model, dar e foarte greu să-L iei ca model în zilele noastre. A avut o viață mult peste nivel, adică diferită. Nimeni nu poate să fie atât de bun, nimeni nu poate fi ca El. Iisus Hristos, de bună seamă că este modelul. În ceea ce mă privește, El este modelul. Dar dacă ar fi să aleg, de exemplu, vorbind în sens cât se poate de clar al randamentului, de a-L urma pe Iisus Hristos, mie mi este foarte greu. Și atunci am un alt model, care nu e un submodel, sau să zicem fișierul următor, directorul Iisus, fișierul care înăuntru e, să zicem, Apostolul Pavel. Dar mă fascinează Apostolul Pavel. De ce? Pentru că e mult mai aproape de mine în sensul că nu l-a văzut pe Iisus Hristos niciodată. N-a stat de vorbă cu El, n-a fost un urmaș al lui în sensul în care ceilalți apostoli au fost. Ci primește apostolatul tocmai pentru că, în mod absolut interesant, virtual, alege acest model. Fantastic! Și cred că pentru mine Apostolul Pavel este modelul care ar trebui să-l aleg, pentru că și el însuși a ales un model. Am revenit în studio. Ce credeți despre rolul lui Iisus în alegerea unui model? Îl putem lua pe El ca și model în viața noastră? Sami? Sigur că Iisus este cel mai bun model care putem să-L avem. El este perfecțiunea. Trebuie să fim atenți, să nu cădem în extrema asta că El este perfect și noi niciodată nu o să fim perfecți și nu poate fi modelul nostru. Deci este ceva spre care tindem, spre perfecțiune, că dacă nu tind spre nimic, normal că nu mergi niciunde. Rămâi blocat. Și de asta cred că este un lucru foarte bun. Pe lângă modelele care le avem pe lângă noi, prieteni, persoane care ne sunt apropiate, cred că este foarte important ca Iisus să fie un model și o perfecțiune spre care să tindem. Așa cum avem relații cu oamenii, efectiv așa am încercat să am o relație cu Iisus și am încercat să-L iau ca model și să devin așa cum este El, așa cum a fost El. Am încercat și încerc să fac lucruri pe care Iisus le-a făcut și să fiu în mijlocul oamenilor așa cum Iisus a fost. Și pot să spun că nu îmi pare rău deloc. E singurul lucru de care nu îmi pare rău. Bogdan, te-a dezamăgit vreodată Iisus în viață ca model, luându-L? Nu, aș putea spune că niciodată. Și este interesant pentru că însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos a avut model pe Dumnezeu. Chiar în Evanghelia după Ioan scrie, Iisus spune că ceea ce a văzut la Tatăl, adică la Dumnezeu, a făcut și El. Și este interesant, pentru că El însuși oferă un exemplu de model. Și încă o dată repede, deci nu m-a dezamăgit niciodată și pentru mine este extraordinar să pot să am un astfel de model suprem. Din punct de vedere istoric, dacă ne gândim, a fost singurul perfect care a trăit pe acest pământ. Și
Iisus însuși a spus că nici când n-am să te las cu niciun chip nu te voi părăsi. Și pentru mine asta este o încurajare și îmi transmite un mesaj că poate oricât de mult aș greși eu într-un anumit moment, dacă este acea părere de rău în inima mea și îmi pare rău și sunt dispus să trăiesc în ascultare de El, El va fi cu mine întotdeauna, nu contează dacă o dau în bară sau eu știu dacă greșim ca oameni, pentru că toți am fost de acord că noi greșim și nimeni nu este perfect. Înainte de finalul emisiunii, vreau să vă rog să spuneți un ultim gând. Părerea voastră despre influența lui Isus, influența lui Dumnezeu în viața voastră ca model și poate chiar influențele modelelor umane pe care vi le-ați ales. Am să încep cu Sami. Ceea ce sunt, ceea ce fac, valorile mele, principiile mele sunt afectate de model, de modelul meu, de Isus și după aceea de oamenii de lângă mine. De aceea cred că e important să te uiți spre la ceva, fiindcă dacă nu cauți nimic sau dacă nu te uiți sau nu visezi la ceva, niciodată nu o să reușești să ajungi acolo, dacă nu ai ceva, o viziune bine stabilită. Exact. Lili, concluzia ta de final, la sfârșitul acestei emisiuni legată de modele. Singurul model care niciodată nu te dezamăgi este Isus. Asta cu siguranță, nici nu trebuie să te gândești foarte mult dacă să-L alegi sau să nu-L alegi. Trebuie să-L alegi. În ce privește oamenii, uită-te bine, dacă omul acela are o reputație bună, alege-L. Dacă este de caracter, alege-L. Urmărește-L în diferite ipostaze, atunci când este nervos, urmărește-L și vezi cum este. Vezi cum reacționează și dacă îți place, alege-L. Dar mai mult decât atât, mă gândesc în dreptul meu, ce-mi doresc eu, ca eu să devin un model pentru alți oameni, pentru adolescenții de lângă mine. Asta îmi doresc eu. Bogdan. Cred că fiecare dintre noi oamenii vrem să avem, nu știu, o viață împlinită, să avem succes în relații, să avem un sens de apartenență, unde să ne simțim acceptați și iubiți. Și îndemnul meu ar fi ca tinerii și, în general, oamenii, dacă se uită la modelele lor, să vadă dacă aceste modele chiar experimentează în viața lor, eu știu, acele lucruri care, despre care poate chiar vorbesc sau acele lucruri care oamenii căutători de modele le prețuiesc. Și poate un exemplu simplu pentru băieți, dar nu numai. Deci, dacă vrei să devii bun la un sport, la fotbal sau pentru fete la gimnastică, o să continui să joci fotbal cu băieții de la bloc sau, știu, să te agiți la bara de la covor cu fetele, nu trebuie să mergi să te antrenezi cu fotbaliști profesioniști, pentru că ei fiind mai buni decât tine, atunci te vor provoca ca și tu să crești, să ajungi la o valoare a lor și o valoare mai mare. Deci, ca și o concluzie, să fii expus la niște modele pozitive, dar poate chiar oameni care sunt înaintea ta cu câțiva pași. Și atunci te vor stimula și te vor încuraja ca și tu să crești. La final de emisiune doresc să vă mulțumesc pentru participarea voastră și mulțumim pentru că ne-ați arătat care sunt standardele prin care ne alegem un model. Indiferent de vârstă, aspirații sau poziție socială, avem nevoie de modele. Imaginile celor pe care îi admirăm vor rămâne în mintea noastră și ceea ce admirăm, aceea vom deveni. Tot ce ne însușim, valori sau lucruri de nimic, alcătuiesc caracterul nostru. Uneori, fără să ne dăm seama, copiem gesturi și vorbe. Uneori, fără să ne dăm seama, dezamăgim. Înainte să cauți un model, fii tu un model. Dar pentru a fi un model adevărat, ai nevoie de un model adevărat. Iisus, modelul suprem, El nu te va dezamăgi niciodată. Până la o nouă emisiune, redescoperă-te și fii un model adevărat. Fii ascendent!